Cuvântul lui Dumnezeu la 2 Împărați, capitolul 2, pagina Sfânta Scriptură 389. 2 Împărați, capitolul 2, de la versetul 1. Când a voit Domnul să ridice pe Elie la cer într-un vârtej de vânt, Elie pleca din Gilgal cu Elisei. Elie a zis lui Elisei: rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite până la Betel. Elisei a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și s-au coborât la Betel. Fiii prorocilor care erau la Betel au ieșit la Elisei și au zis: știi că Domnul răpește astăzi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns: știu și eu, dar tăceți. Elie i-a zis: Elisee, rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Ierihon. El a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și au ajuns la Ierihon. Fiii prorocilor care erau la Ierihon s-au apropiat de Elisei și i-au zis: știi că Domnul răpește azi pe stăpânul tău deasupra capului tău? Și el a răspuns: știu și eu, dar tăceți. Elie i-a zis: rămâi aici, te rog, căci Domnul mă trimite la Iordan. El a răspuns: viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și amândoi și-au văzut de drum. 50 de inși dintre fiii prorocilor au sosit și s-au oprit la o depărtare oarecare în fața lor. Și ei s-au oprit pe malul Iordanului. Atunci Elie și-a luat mantaua, a făcut o sul și a lovit cu ea apele care s-au despărțit într-o parte și într-alta și au trecut amândoi pe uscat. După ce au trecut, Elie a zis lui Elisei: cere ce vrei să-ți fac înainte ca să fiu răpit de la tine. Elisei a răspuns: te rog să vină peste mine o îndoită măsură din Duhul tău. Elie a zis: greu lucru cer. Dar dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla așa. Pe când mergeau ei vorbind, iată că un car de foc și niște cai de foc i-au despărțit pe unul de altul. Și Elie s-a înălțat la cer într-un vârtej de vânt. Amin. Amin. Vă invit să vă ocupați locurile. Într-o societate coruptă și dezastroasă din punct de vedere spiritual, pe vremea aceea Dumnezeu a ridicat un om. Un om de nicăieri, un om care n-avea prea multă școală. Era un om simplu și tare smerit. Dar Dumnezeu l-a adus ca să întoarcă o națiune către el. Și după ce Dumnezeu și-a făcut minunea, datorită ascultării lui Elie de Dumnezeu, a supunerii și în toate făcând voia lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a făcut o promisiune care să-l ia la cer într-un mod nemai întâlnit. Un singur om din istorie a mai fost luat într-un mod ca acesta, Enoch. Dar înainte ca să plece Elie la cer, Dumnezeu să-l ia de pe pământul acesta fără să guste moartea, a avut Dumnezeu în vedere să mai lase un urmaș, un om care să ducă același standard al sfințeniei. Și l-a luat pe Elisei și l-a dat în grija lui Elie și an bun, Elisei a fost un ucenic ascultător. Și dragilor, în ziua în care Dumnezeu a hotărât să-l ia pe Elie la cer, i-a anunțat și timpul, și locul, și data unde avea să-l ia la cer. Dar nu i-a spus nimic lui Elisei, pentru că era un moment în care Elisei trebuia să fie testat, era ultimul examen din viața lui Elisei. Și Biblia spune că amândoi au plecat și în drumul lor Elie a zis către Elisei: rămâi te rog aici că Domnul mă trimite la Betel. Și când au ajuns la Betel a fost aceeași afirmație: rămâi te rog aici că Domnul mă trimite la Ierihon. Betel avea o istorie frumoasă. Era locul unde Dumnezeu s-a descoperit odinioară patriarhului Iacov. Era locul unde Dumnezeu a făcut multe minuni. Și era locul unde oamenii din Israel au denumit locul acesta casa lui Dumnezeu. Și au denumit-o pe bune, căci chiar era un loc unde Dumnezeu odinioară se prezenta. Dar în momentul respectiv, Betel, locul acesta, locul lui Dumnezeu, devenise un loc dezastros. Era un împărat rău, un împărat care se închina altor dumnezei străini. Numele lui era Ieroboam. Era o generație de tineri stricați. Spune Biblia că în momentul când s-a întors Elisei de la Elie, 42 de copii i-au ieșit înainte și au început să-i vorbească și să-l batjocorească. Era o generație de oameni batjocoritori, că dacă ai așa conducător, așa oameni naști. Dar în mijlocul acestei localități, acestui oraș, erau 50 de proroci, oameni al lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu lucra.
I-au ieșit în întâmpinare lui Elisei și au fost înștiințați de Dumnezeu și au zis: ai grijă că Ilie va fi luat la cer, Dumnezeu îl va lua înaintea ochilor tăi. Elisei știa și el lucrul acesta, că Dumnezeu îl anunțase că era același Duh. Dar, dragilor, se uită Ilie la Elisei și zice către Elisei: rămâi în loc aici, uite, e nevoie de tine aici în Betel. Ai oameni cu care poți lucra? Sunt 50 de oameni al lui Dumnezeu, uite-te la societatea aceasta, o societate stricată. Și parcă îmi imaginez că Elisei se uită la Ilie, se gândește la cei 50 de oameni, se uită la societatea aceasta în care nu mai era un Betel, ci era total altceva, și se gândește în sinea lui că e nevoie de o trezire. E nevoie în locul în care este ca Dumnezeu să facă o minune și să întoarcă oamenii la Dumnezeu. Dar se uită la el și se uită și la Ilie și se duce cu gândul la generația care era o generație stricată și batjocoritoare. Dar se duce puțin cu gândul în istorie și se gândește că într-o zi un om al lui Dumnezeu a venit și a strigat prorocind împotriva altarului lui Ieroboam. Știți ce s-a întâmplat cu omul acesta? Întorcându-se pe un drum, i-a ieșit un leu și l-a omorât. Și s-a gândit Elisei în felul următor: dacă eu stau aici și probabil că Dumnezeu mă cheamă să fiu un conducător, un păstor, un om care să se implice în Betel, dacă eu stau aici cu 50 de oameni, oare n-am putea să avem aceea soartă ca și omul acela, omul lui Dumnezeu? Și a zis Elisei: nu pot să impactez societatea aceasta dacă n-am ceva mai mult. Am nevoie de ceva mai mult. Și a zis Elisei către Ilie: ca să pot să rămân și să lupt împotriva diavolului, a duhurilor care sunt în Betel, și să nu fiu mâncat de leu sau lei din Betel, am nevoie de ceva mai mult. Ilie: nu rămân, merg mai departe. Și Biblia spune că au ajuns la Ierihon. Și din nou se uită Ilie către Elisei și zice către Elisei: Elisee, rămâi te rog aici, că Domnul mă trimite mai departe, dar tu trebuie să rămâi aici. Și dragilor, Ierihon era un loc plăcut, era un oraș prosper, erau oameni care se dezvoltau din punct de vedere financiar și era un loc plăcut din toate punctele de vedere. Dar era un loc pustiu, un loc otrăvitor, un loc unde nu erau pomi, un loc unde nu erau roade și nu era nimic. Totul era uscat, că în mijlocul cetății trecea un râu și râul acesta era otrăvitor. Și cine se adăpa din râul acesta, se otrăvea și el. Și pomii care ar fi trebuit să se adape, rădăcinile să-și înfingă în râul acesta, erau uscați. Pentru că râul otrăvea totul, era un loc poluant. Și Elisei se uită la locul din Ierihon și se uită la 50 de oameni, că erau 50 de proroci în Ierihon. 50 de oameni care erau oameni al lui Dumnezeu, dar care trăiau cu multe amintiri frumoase, dar fără realități. Oamenii aceștia puteau să zică despre Ilie multe lucruri frumoase, puteau să zică cât s-a rugat Ilie, care a fost modul lui Ilie de evangelizare, care a fost modul lui Ilie prin care Dumnezeu lucra prin el. Dacă te uiteai la oamenii aceștia, știau să predice bine, erau foarte bine documentați, erau teologi buni și puteau să recreeze din teorie minunile pe care le-a făcut Ilie. Dar când era vorba de ei, nu mai erau așa ca Ilie. Ai fi putut să zici că erau 50 de Ilie mai mici, dar care nu trăiau minunile autentice, ci doar povesteau ceea ce au văzut la Ilie. Pentru că Biblia spune că după ce Dumnezeu l-a luat pe Ilie la cer, au venit oamenii aceștia la Elisei și au zis: lasă-ne să mergem să-l călutăm. Poate că l-a luat Duhul undeva și l-a scăpat într-o vale, sau poate că l-a pus undeva pe vreun munte. Ca să vedeți ce credință trăiau oamenii aceștia. Și se uită Elisei la ei, 50 de oameni, zice, cu oameni care nu trăiesc minuni autentice. O societate cu un râu otrăvitor, o biserică ca în Sardes, moarte spirituală. Ce aș putea să fac aici dacă 50 de oameni n-au putut să impacteze societatea din Ierihon? Cum aș putea să vindec râul acesta care aduce atâta otravă în Ierihon? Și a zis Elie către Elisei: nu rămân aici, vreau să merg mai departe. Elie, în locul în care mergi tu, vreau și eu să merg mai departe. Văd că e nevoie de o trezire în Ierihon.
Văd și realizez că avem nevoie de trezire, dar nu putem și nu se poate realiza trezirea stând pe bănci în adunare și trămățindu-L pe Duhul Sfânt să evangelizeze. Cam așa erau 50 de proroci, așa era societatea din Ierihon și s-a uitat Elisei la ei și a zis: nu rămân, am nevoie de ceva mai mult. Frați și surori, iubiții Domnului, Elisei a constatat că erau demoni în Betel, o societate stricată. Elisei s-a uitat în Ierihon și a văzut o biserică adormită din punct de vedere spiritual și a zis: nu pot, am nevoie de mai mult. Și Ezechiel, profetul Ezechiel, spune în capitolul 47 că Dumnezeu l-a luat și i-a arătat o înștiințare, o vedenie, și a zis: Ezechiel, dacă vrei să fii omul prin care Dumnezeu să se poate folosi, omul care să împartezi în societatea aceasta, e nevoie mai mult. Și Biblia spune că îngerul l-a măsurat și apa îi venea la Ezechiel până la glezne, apoi până la genunchi, apoi până la brâu, și apoi n-a mai putut să înainteze, a trebuit să înnoate pentru că apa era prea mare. Și Elisei știa prorocirea lui Ezechiel, știa ceea ce a scris profetul Ezechiel și a zis: am nevoie să fiu plin de Duh, o îndoită măsură de putere de la Dumnezeu. Numai prin aceasta voi putea ceva să fac. Numai prin aceasta Dumnezeu va putea să facă ceva cu mine. Și a zis Elisei: nu mă mulțumesc, nu vreau un Ierihon, nu vreau un Betel, știu că Dumnezeu poate să mă folosească, dar nu vreau înainte ca Dumnezeu să mă atingă, vreau mai mult. Și Biblia spune că au ajuns la Ierihon, la Iordan, locul despre care Biblia spune că era un loc al minunilor. Și înainte ca să treacă prin apa aceasta, Ilie ia mantaua, o face sul, lovește cu ea și apele se despart în două. Acum v-aș pune întrebarea aceasta și îmi pun și mie: de ce a fost nevoie de o minune ca să treacă apa Iordanului? În vremea care au trecut ei nu era prea mare, se putea trece și cu picioarele. Dar vă mai spun ceva, erau 50 de bărbați puternici, căștia erau viteji, chiar dacă erau proroci. Puteau să facă, nu știu, o plută, o barcă, în două ore, ce era pentru ei, să-i treacă, că doar știau ceea ce se întâmplă. Dar a fost nevoie de o minune ca să-i arate lui Elisei, pe lângă multele minuni pe care le-a făcut, era ultima minune pe care o vede el, ca să înțeleagă că Dumnezeu nu vrea să trăim cu amintiri și experiențe ale altora, ci vrea să trăim noi experiențe și minuni. Doamne, ajută-ne la acest lucru. Pentru că realitatea nu stă doar în amintiri, ci Dumnezeu e același ieri, azi și în veci. Și a rămas și în 2020 același Dumnezeu, așa cum a fost în 1800, așa cum a fost în anul 300 și așa cum a fost și în vremea apostolilor. E același Dumnezeu și nu vrea să trăim doar cu amintiri, ci vrea să trăim realitatea Duhului care lucrează și astăzi. Binecuvântat să fie numele Domnului! Asta a fost lecția lui Elisei, care a vrut Dumnezeu să o dea prin Ilie, despărțind marea, apa Iordanului în două. Și ajung pe partea cealaltă. Și acum Ilie, știind că nu va putea să meargă mai departe, era locul în care Dumnezeu îl va lua la cer, se uită la Elisei și spune: măi Elisei, înainte ca să fiu luat la cer, ce vrei să ți se întâmple ultima dată? Acum gândiți-vă la dumneavoastră, că m-am gândit și eu. Dacă știu că Dumnezeu îl răpește pe Ilie, dacă știu că era locul unde Dumnezeu îl lua pe Ilie la cer, și dacă Ilie mi-ar fi adresat mie întrebarea, ultima întrebare și o dorință care se putea împlini, ce vrei să-ți fac înainte să fiu luat la cer? Dumneavoastră ce ați fi făcut? Păi se uita Elisei la Betel, zicea: mă, Betel e dezastru, e o societate murdară, e vremea care trăim și păcatul e așa la înălțime, e o biserică, zicea, dormită în Ierihon. Măi Ilie, ia-mă și pe mine cu tine. Dacă dumneavoastră ați ști că mâine la ora 8, fratele păstor v-ar spune: toți cei care vor fi în fața bisericii, Dumnezeu vine și ne ia la cer. Cred că n-ar mai fi loc aici pe străzile acestea niciunde. Că n-ar veni numai membrii bisericii și membrii familiei, ar veni și cei care au auzit că ar fi o realitate, Dumnezeu ne ia la cer. Ne scăpăm de greul vieții, ne scăpăm de lumea aceasta, de mizeria din lumea aceasta, ne ia Domnul la cer unde e o veșnicie, e o bucurie. Dar Elisei se uită la Ilie și spune: mă Ilie, vreau altceva. Îmi imaginez că s-ar fi uitat cum se uită și Hristos astăzi spre pământ
Că și astăzi încă sângele lui sângerează, rănile lui sângerează pentru o societate murdară, unde biserica lui trebuie să fie sare și lumină și unde noi trebuie să fim ca un far luminător în întuneric. Încă și astăzi rănile lui Iisus Hristos sângerează pentru oamenii care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Și Elisei a zis către Elie, vreau ceva, să-mi dai o înduită putere din Duhul tău. Și se uite Elie la el și spune, greu lucru ce? Oare era greu pentru Dumnezeu? Dumnezeu a înviat morți prin Elie. A ascultat cerul și a plouat. A ascultat cerul și n-a mai plouat. A coborât foc din cer pe altar și a mistuit și pietrele. Putea să fie un lucru greu. Și ce era greu? Elie spune în felul următor. Dacă mă vei vedea când voi fi răpit de la tine, așa ți se va întâmpla. Dacă nu, nu ți se va întâmpla. Vă imaginați vreodată ca după 40 de ani de pocăință, după ce ți-ai dus trupul ca jertfă în casa lui Dumnezeu și ai slujit lui Dumnezeu înfrânându-te de la multe lucruri, să zică Dumnezeu, nu ți se va întâmpla, n-ai să ajungi în cer? Ar fi cel mai dezastros moment. Păi nu s-ar merita o viață de pocăință, nu? Și Elie spune către Elisei, dacă nu vei vedea și garantat nu ți se va întâmpla. Dar, dragilor, contextul acesta al versetului nu e că Dumnezeu îi era prea greu să facă ceva, că Dumnezeu e tot puternic, dar era altceva. Versetul acesta răsuna în urechile lui Elisei în felul următor. Dacă vei uita tot ceea ce am făcut și n-ai să-mi ridici o statuie și n-ai să spui Elie a făcut așa, când vei predica în Betel și când vei predica în Ierihon, n-ai să spui Elie a trăit așa, Elie s-a rugat așa, Elie a predicat așa, Elie așa Dumnezeu i-a vorbit. Ai să uiți tot și ai să mă scoți din inima ta. N-ai să trăiești cu amintirea creionată în mintea ta că a fost un om al lui Dumnezeu, ci vei trăi tu ca un om al lui Dumnezeu. Atunci ți se va întâmpla. Și ce a zis Elisei? Exact așa am să fac. Vreau să scurtez spunându-vă că în momentul când se întoarce Elisei atins de puterea lui Dumnezeu, era un alt om. Că atunci când stai în prezența lui Dumnezeu, devii un alt om. Când vrei ca Dumnezeu să te atingă, devii un alt om. Când stai în părtășie cu Dumnezeu, în intimitate cu El, devii un alt om. Pentru că ți-i mintea schimbată, inima schimbată, traiectoria vieții, ochii, urechile, totul e schimbat și ești făcut un om nou, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ia chip în tine și când oamenii se uită la tine, n-au să mai vadă un om rău, un om alcoolic, un om care nu puteai să te înțelegi, ci au să vadă chipul lui Dumnezeu în tine. Și are să radieze splendoarea lui Dumnezeu și au să zică, ăsta e cu adevărat un copil al lui Dumnezeu. Dar când stai în prezența lui Dumnezeu și se întoarce Elisei, un om schimbat de data aceasta, o altă viziune, o altă mentalitate, puterea lui Dumnezeu era peste Elie, peste Elisei. Și spune Elisei, n-am să trăiesc cu amintiri, ci vreau să trăiesc cu un pocăit adevărat, un creștin autentic, un om care să caute fața lui Dumnezeu. Și un om prin care Dumnezeu să se slujească. Știți care a fost prima soluție a unui om plin de puterea lui Dumnezeu? Când ajunge în Ierihon, 50 de oameni iasă înainte, 50 de proroci, și spune Elisee, avem o problemă, ani de zile n-am putut să o rezolvăm și noi suntem proroci al lui Dumnezeu. E un râu care trece prin Ierihon și e un râu otrăvitor. Și nu putem să facem nimic, că poluează totul, strică totul. Toate învățăturile pe care noi le dăm din Sfânta Scriptură sunt denaturate, pentru că aici este o influență a celui rău și totul strică. Ce credeți că a făcut Elisei? A venit așa cu o coală mare, cu un proiect și a zis, haideți să implementăm proiectul, nu? Și ce a făcut Elisei? A venit cu o soluție din partea lui Dumnezeu. Și a zis Elisei către cei 50, aduceți-mi un vas nou. Pune sare în el și a mers la râul unde izvora, exact la sursă și a turnat și a pus sarea aceea și a prorocit din partea lui Dumnezeu și a zis, vindec apele din Ierihon. Și de ce? Pentru că de data aceasta Elisei era omul lui Dumnezeu, era plin de putere, care nu predica teorie, care nu predica doar trăind teorie, ci care avea autenticitatea Duhului Sfânt, avea autoritate. Dragilor, ca să putem să fim oameni al lui Dumnezeu plini de puterea Duhului,
Există un preț pe care trebuie să-l plătim. Dacă vreți să avem ungerea lui Dumnezeu în viața noastră, fie că suntem predicatori, fie că suntem oameni, fie că suntem oameni al lui Dumnezeu sau oameni de rând, nu contează asta. Călăuzirea lui Dumnezeu trebuie să fie în viața fiecăruia dintre noi. Dar dacă vreți să avem lucrul acesta în viața noastră, există un preț pe care trebuie să-l plătim. Și prețul acesta începe cu fraza aceasta: caută fața lui Dumnezeu. Oamenii al lui Dumnezeu au căutat fața lui Dumnezeu, s-au proșternut în intimitate și Dumnezeu li s-a revelat. Au fost oameni care au lăsat totul și au zis: trăiesc în lumea aceasta, conviețuiesc în lumea aceasta, stau în lumea aceasta, sunt un om obișnuit, un familist devotat, sunt un om care mă lupt cu aceleași slăbiciuni ca alți oameni, dar vreau să trăiesc în lumea aceasta diferit, vreau să trăiesc cu Dumnezeu. Și oamenii care au vrut și au căutat fața lui Dumnezeu, Dumnezeu li s-a revelat într-un mod personal și a făcut cu ei lucruri mari. Uitați-vă la Ieremia, a fost o zdrobire. Ieremia a zis: caut fața ta, Doamne. Neemia, înainte ca să vină la Ierusalim, să rezidească zidurile Ierusalimului, a fost un om care a venit înaintea lui Dumnezeu și s-a zdrobit, a zis: Doamne, caut fața ta. Există un preț? Iar prețul acesta înseamnă să cauți fața lui Dumnezeu în orice vreme, în orice timp, nu numai aici, nu numai atunci când păstorul în mod figurativ te trage de haină, nu numai când poate cineva, un frate, te trage de haină, nu numai când poate o predică te atinge, ci în orice vreme, în orice clipă, pretutindeni, cuvântul lui Dumnezeu ne strigă și spune: caută fața mea. Și psalmistul spunea: Doamne, caut fața ta și fața ta o doresc. Dragilor, prețul ungerii, prețul unei ungeri proaspete înseamnă că Dumnezeu nu vrea să-ți amintești de Marea Roșie. Cândva Dumnezeu a făcut. Dumnezeu vrea ca minunile care au fost cândva să se întâmple și în viața ta, și în viața mea, și în viața noastră. Pentru că e același Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui. Iar primul preț pe care trebuie să-l plătească un creștin care vrea să aibă o ungere proaspătă, o ungere care să vină de sus, este dependența de Dumnezeu. Ilie a fost un om dependent de Dumnezeu. Toată viața lui a trăit în dependență totală și hrana pe care trebuia să o aibă în fiecare zi, spune Biblia că Dumnezeu îi procura și avea grijă, pentru că a trăit într-o dependență totală. Dacă ar fi să dăm o definiție dependenței de Dumnezeu, aș putea să spun fraza aceasta: dependența înseamnă starea de a te ocupa sau a fi implicat într-un lucru în mod obsesiv. O obsesie nenormală, anormală. Asta înseamnă să fii dependent de cineva, de ceva, de un lucru, de un obiect. Dacă îl întrebi pe un om care este fumător și îl întrebi: n-ai vrea să te lași de fumat? Cred că majoritatea dintre ei vor să se lase, pentru că știu ce înseamnă și cât de mult dăunează trupului. Dar cei mai mulți, 99,9%, vor spune că nu pot, că sunt dependenți. Adică există o legătură de care nu se pot dezlipi și pe care nu o pot rupe. Asta înseamnă dependență de ceva, de un obiect. Iar un om care vrea să fie plin de puterea lui Dumnezeu, va trebui în modul acesta să fie dependent de Dumnezeu. La un moment dat, poporul Israel dorea un rege. Pe vremea prorocului Samuel dorea un rege. Și Samuel s-a întristat foarte tare și a plâns înaintea Domnului. Și Dumnezeu a zis către Samuel, spunându-i durerea lui Dumnezeu, împărtășind cu un om muritor, a zis către Samuel: Samuele, nu pe tine te leapădă, ci pe mine, că ei nu mai vor să fie dependenți de Dumnezeu. Știți care a fost fraza lor pentru care vroiau un împărat? Vroiau să fie la fel ca toate neamurile, adică vreau să fie ca lumea din jur. Nu mai vreau pe Dumnezeu în centrul atenției, un Dumnezeu care să le conducă viața, care să le conducă tot ceea ce era în Israel, ci vreau să fie ca neamurile, să-i conducă un om. Și Samuel plânge înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi împărtășește durerea și spune: știi care e problema lui Israel cea mai mare pentru care nu mă mai vrea ca Dumnezeu care să controleze toate lucrurile? Că a devenit păcatul.
Păcatul nu e cel care te lipește de Dumnezeu și te face dependent de Dumnezeu, ci păcatul în viața unui om îl face independent. Când devii un om independent, un om care a intrat păcatul în viața lui și persistă și omul trăiește în mod continuu în păcatul respectiv, pe omul acela nimic nu-l poate mișca. De ce? Că este independent. Du-te, spune-i ca să se lasă, că spune, lasă-mă în pace, tu mă înveți pe mine. Eu știu ce să fac cu viața mea, eu știu cu modul cum să-mi conduc viața. Și Dumnezeu nu se poate implica în viața lui, pentru că omul acesta este independent. Și Dumnezeu spune, eu vreau să fiți dependenți de mine. Există un preț? Există un preț. Și prețul acesta este dependența de Dumnezeu. Pentru că altcumva, dragilor, oamenii care devin independenți vor să facă multe lucruri, planuri, vise. Dar toate să le facă cu firea pământească. Și când n-ai pe Dumnezeu de partea ta, când Duhul Sfânt nu te însoțește, planurile și visele se năruiesc. Nu iasă nimic. Dar omul care înțelege că trebuie să fie diferit, va avea parte de călăuzirea lui Dumnezeu. Cred că fiecare dintre noi și-ar dori să știe viitorul, nu? Mi-aș dori și eu să știu când mor, modul în care Dumnezeu va rândui să mor. Mi-aș dori câți ani Dumnezeu are în planul lui ca să trăiesc. Mi-aș dori multe lucruri, dar Dumnezeu nu mi le revelează. Într-o zi Dumnezeu l-a chemat pe Avram și a zis, Avrame, vreau să te trimit în țara în care eu vreau să te trimit. Și Avram spune, Doamne, ascult, dar uite, am și eu multe întrebări. Ce se va întâmpla cu mine? Cum va fi acolo? Cum voi conviețui în viața aceasta? Cum voi trăi? Știți ce a zis Dumnezeu către Avram? Avrame, ai nevoie de un singur lucru. Atât i-a spus Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeul cel atotputernic. Punct. Îți este de ajuns. Ca un om să fie dependent de Dumnezeu are nevoie de un singur lucru. Să știe că Dumnezeu e atotputernic, că este în controlul tuturor lucrurilor și El are grijă de noi în toate, binecuvântat să fie numele Domnului. O albină trăiește undeva între 30 și 60 de zile, aproximativ. Și toată viața în cele 60 de zile are un singur scop, să adune miere. Pentru un kilogram de miere e nevoie de 1200 de albine, 2 milioane de flori și 40.000 de kilometri pe care străbate aceste 1200 de albine. Și după 60 de zile, ele mor. Te-ai gândit, măi, dacă trăiesc 60 de zile, ce rost are să mă zbat să tot adun miere, nu? Dacă am fi în locul albinei, să spunem așa, în mod figurativ. Se merită o viață atât de scurtă? Păi ele știu un singur lucru, că asta e rolul lor. E planul pentru care au fost create, să adune miere. Dragilor, pentru fiecare dintre noi Dumnezeu a creat un plan și în planul Lui ne-a inclus și pe noi. Omul care este dependent de Dumnezeu, în planurile vieții lui, îl include pe Dumnezeu. Dar omul care nu vrea să fie dependent de Dumnezeu, îl exclude. Orice formă de mândrie are ca fundament principal iubirea de sine. Pentru o viață dependentă de Dumnezeu, trebuie să înțelegi pentru ceea ce ai fost creat și să incluzi pe Dumnezeu în planurile tale. Dacă nu l-ai inclus, înseamnă că ești un om mândru și nu mai ești dependent de Dumnezeu. Și oamenii care nu sunt dependenți de Dumnezeu, Dumnezeu nu le dă putere. Spunea la un moment dat Pavel către Timotei, în 2 Timotei, capitolul 4, versetul 18, spunea Pavel către Timotei în felul următor, Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui, ca să intru în împărăția lui cerească. Putea să zică Pavel în felul următor, eu sunt un om al lui Dumnezeu, toată viața mi-am dedicat-o lui Dumnezeu. Se merită ca Dumnezeu să mă ia și să mă strămute în împărăția lui. Dar fraza unui om dependent de Dumnezeu este în felul următor, Domnul va face toate lucrurile. Dacă vrei să fim niște oameni biruitori, dacă vrei să fii un tânăr, o tânără biruitoare în lumea aceasta, biruind ispita, păcatul și toate ofertele lumii, trăind cu Dumnezeu o viață întreagă, va trebui să înțelegi că doar în dependență totală de Dumnezeu vom putea să fim oameni care să biruim și vom putea să spunem ca Pavel, m-am luptat lupta cea bună, de acum mă așteaptă cununa vieții, care mi-o va da Domnul în ziua aceea și tuturor
celor care vor face ca mine. Dar e nevoie să ne aruncăm în brațul lui Dumnezeu și să devenim oameni dependenți de Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la acest lucru. În al doilea rând, prețul unui om care vrea o ungere proaspete, călăuzire divină, este iubirea de Dumnezeu. Odată să fii dependent și apoi să-L iubești. Spune în cartea Geneza, în capitolul 25, în capitolul 5, versetul 24, era un om numit Enoch. Omul acesta a trăit, a umblat cu Dumnezeu, a trăit cu Dumnezeu toată viața lui, de la vârsta de 65 de ani până când Dumnezeu l-a luat acasă, undeva la 300 de ani, Enoch a umblat cu Dumnezeu. Și îmi imaginez că omul acesta, căruia se spunea Enoch, și Enoch mai înseamnă și un om dedicat și un om inițiator, se aseamănă foarte mult cu vremea în care trăim noi. Dacă aș putea să-l iau pe Enoch și să-l transpun în vremea care trăiesc, spar că ar fi din perioada noastră. Un om care trăiește într-o lume coruptă, într-o lume murdară, într-o lume plină de nelegiuire, într-o lume unde nedreptatea e bună și adevărul e călcat în picioare, într-o lume unde dacă nu minți, ești un om rău, ești un om prost, într-o lume unde dacă ești un om integru, ești un om care n-ai minte, într-o lume unde dacă te păstrezi curat, trăind o curăție înaintea lui Dumnezeu, ești marginalizat și spui că tu nu faci parte din societate. Asta e societatea. Și parcă se transpune Enoch exact în vremea care trăim noi. Și dacă ar fi să-l luăm și să-l punem, Enoch, cum ar fi să trăiești aici? Dragilor, știți ce înseamnă Enoch? Enoch era un om familist. Un om care a crescut copii, un om care își vedea de familie. Dar era un om care trăia într-o lume murdară, dar el nu era aici. Cu cât stătea mai mult de vorbă cu Dumnezeu, cu cât umbla mai mult cu Dumnezeu, cu cât începea să-L iubească mai mult pe Dumnezeu, vedea că societatea în care este e tot mai rea, e tot mai murdară și a început să se nască în inima lui o ură, o ură formidabilă de mare. A început să urească păcatul, a început să urească tot ceea ce iubea lumea și a început să se separe de păcat și de lume, să trăiască într-o separare completă, dar totul să trăiască în lumea în care era. Dar în momentul când a început să facă lucrul acesta, caracterul lui Dumnezeu, tot ceea ce era dumnezeire, a început să ia chip în Enoch. Într-o așa măsură, încât într-o zi Dumnezeu a zis lui Enoch, mă Enoch, mă uit la tine și parcă ești unul dintre ai noștri. Parcă ai fi din cer, parcă ai fi de aici din împărăție, parcă ai fi unul dintre îngeri. Tu nu seameni cu unul de pe pământ, tu nu seameni deloc. Nu mai vreau să te las acolo, te iau la mine, că seamăn prea mult cu noi. Și Dumnezeu l-a luat acasă, într-un mod ca pe Elie. Și de ce? Că Enoch iubea pe Dumnezeu. Pentru că, dragilor, iubirea lui Dumnezeu nu înseamnă doar atunci când îți merge bine, doar atunci când portofelul e plin și cardul, când mergi, pui pinul, iasă banii. Nu. Iubirea lui Dumnezeu înseamnă să-L iubești în orice vreme, indiferent de circunstanțe. Într-o zi Ștefan era pus acolo și se pregăteau oamenii să arunce cu pietre în el. Și Ștefan își ridică ochii în sus și începe o rugăciune. Probabil că s-ar fi gândit că Dumnezeu îl va scăpa de ceea ce urma să fie ucis. Dar Dumnezeu nu l-a scăpat. Dar în timp ce avea ochii pironiți, nu se mai uita la cei care aruncă cu pietre, se uita spre cer. Zice el, văd cerul deschis și pe Fiul lui Dumnezeu stând la dreapta lui Dumnezeu, așteptându-mă. Și zice, că era un om care îl iubea pe Dumnezeu. Și iubirea lui Dumnezeu se transpune în felul următor. În 1 Ioan capitolul 5, versetul 3, căci dragostea de Dumnezeu stă în ce? În păzirea poruncilor. Dacă vrei să dovedești lui Dumnezeu că îl iubești, atunci va trebui să asculți de El în toate, să păzești poruncile și să cauți să le împlinești, să te adâncești mai mult căutând în legea lui Dumnezeu. Dacă vrei să-L iubești pe Dumnezeu, altcumva, într-o zi un păstor din America, cu câțiva ani în urmă, cu mai mulți ani în urmă, Jim Baker se numește, a ajuns la închisoare după ce a făcut mai multe lucruri murdare. Și un reporter l-a întrebat, a zis, domnule Jim, tu-L mai iubești pe Iisus? Dar cum să nu-L iubești, zici? Toată viața L-am iubit. Și dacă L-ai iubit și îl mai iubești, de ce ai ajuns aici? Și ce a răspuns omul acesta? Undeva, cândva, într-un moment al vieții, a început să dispară frica de Dumnezeu. Și când a început să dispară frica de Dumnezeu,
am început să fac lucruri neîngăduite și păcate și nu mi s-au părut nimic greșit. Și până am ajuns aici unde sunt. Iubirea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor și omul care păzește poruncile lui Dumnezeu, Dumnezeu îl poate privi să spună cu adevărat, Tu îmi dăruiești iubire. Doamne, ajută-ne la acest lucru. Ăsta e prețul. A păzi poruncile Lui. Ăsta e prețul pe care trebuie să-l plătim, pe care trebuie să-l ducem și Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Și în al treilea rând, și apoi mai apropie de încheiere, spunându-vă, mai există un preț. Ca să fim plini de putere, ca să avem o ungere proaspetă, va trebui să fim devotați lui Dumnezeu. Erau doi oameni, Ilie și Elisei, amândoi devotați lui Dumnezeu. Elisei cu totul, Ilie cu totul. Avea un singur scop, să trăiască pentru împărăția lui Dumnezeu și să-L slujească. Ilie n-avea casă, n-avea mașină, n-avea bani, n-avea nimic. Elisei era la fel, n-avea casă, n-avea mașină, n-avea nimic. Că s-au dedat cu totul devotații lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte că în momentul când se întoarce Elisei la cei 50 de proroci, spun cei 50 de proroci, hai să construim, zice, un loc unde să stăm, că n-avem, stăm sub cerul liber, zice, n-avem nimic. Și s-au dus la Iordan și au tăiat câte o bârnă și și-au făcut acolo niște colibe unde să locuiască. Dar oamenii aceștia au fost devotați cu totul. Și mă duc cu gândul la un om al lui Dumnezeu care spunea la fel ca ei, devotatul lui Dumnezeu. În cartea 1 Corinteni, capitolul 9, spune cuvântul lui Dumnezeu despre Pavel. Pavel spunea în scrisoarea aceasta adresată corintenilor în felul următor, ca să vedeți cât era el de devotat. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul. Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Și zice el în versetul 26, eu deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Unii se tărăsc, alții merg, dar Pavel zicea, eu nu merg, nu staționez, mă dau înainte, înapoi, mă mai opresc, mai iau ceva, mai fac ceva. Eu știu un singur lucru, eu alerg, am viteză, zice, și nu mă pot opri pe calea Domnului. M-am devotat cu totul, în așa măsură încât alerg și zice, mă tot duc. Dar zicea el în versetul 24, nu alerg, hai hui, că dacă te duci la jocurile olimpice și unul din cei care e acolo pe pistă, într-o zi ar zice, măi, eu nu vreau să alerg cu cei care sunt pe pistă, vreau să alerg pe lângă. Și ar ajunge primul. Și ce s-ar întâmpla cu el? N-ar primi niciun premiu. Pentru că problema n-a fost că n-a alergat, n-a fost când nu a fost primul. Problema era că n-a alergat în locul de alergare. A alergat într-un loc greșit. Și Pavel zice, alergați dar în așa mod în care să primiți premiul. Adică, eu alerg, dar alerg după reguli. Dragilor, pe calea lui Dumnezeu există reguli. Și regulile lui Dumnezeu sunt trasate și bine definite. Și oamenii care vor să meargă pe calea aceasta trebuie să se traseze după regulile lui Dumnezeu. Și continuă spunându-vă din 1 Ioan capitolul 5, versetul 3, și poruncile lui nu sunt grele. Așa sunt regulile lui Dumnezeu. Dacă pentru cineva îi se par că poruncile lui Dumnezeu sunt grele, vreau să spun că nu sunt chiar atât de grele. Știi când sunt grele? Când nu ești devotat lui Dumnezeu, când nu-L iubești pe Dumnezeu și când nu ești dependent de Dumnezeu, atunci e greu. Totul e greu. Dar când îl iubești, o faci din dragoste. Dacă un vecin vine și îți cere într-o zi ceva, poate nu-l cunoști atât de bine și poate ți-ar cere un lucru scump, un lucru de valoare, ți-e greu să-l dai, nu? Că e al tău. Dar dacă vine copilul tău și spune, dă-mi-l, oricât ar fi de valoros, îl ai da. Și de ce? Că-l iubești. Poruncile lui Dumnezeu sunt grele că nu iubești, dar când iubești nu-i greu. Pe vremea comuniștilor, unul dintre colegii de celură al lui fratele D. Har Wurmbrand, Valeriu Irinca se numește, povestea omul acesta că la un moment dat a fost dus din locul unde era cu fratele Wurmbrand în celula 6 din Gherla. Și când a ajuns acolo era o celulă fără geam, fără sticlă, doar cu niște ghirlaje de fier. Era 21 decembrie.
El avea o haină peticită, atât avea pe el. Și înainte să plece, i-a spus Vurban, strigând, Vurban era în pat bolnav și i-a spus, Valeriu, să n-adormi. Și omul s-a gândit pe drum, zice, ce-ar putea să însemne? Cu siguranță că nu înseamnă ceva spiritual. Dar dacă înseamnă ceva spiritual, dar când a ajuns în celulă și a văzut că celula n-avea geamuri și erau două geamuri, afară era 21 decembrie, era frig, era iarnă, și a dat seama că dacă are să se pună jos și are să se pună să odihnească, va îngheța. Și spunea omul acesta, timp de 7 zile și 7 nopți, când m-au ținut acolo, n-am adormit și n-am închis un ochi. În prima zi mi-au dat un pahar de apă caldă. A treia zi mi-au dat o felie de pâine. A șasea zi mi-au dat din nou apă caldă. Aia a fost toată mâncarea. Și după ce a stat omul acesta acolo 7 zile, 7 nopți, a zis el, l-am lăudat pe Dumnezeu și m-am rugat până am răgușit și am rămas fără voce. Omul acesta scrie o poezie atât de frumoasă și vreau să o citesc. M-a marcat într-un mod profund. Un om în suferință. Cântați, cântați cu toată bucuria, acesta este adevăratul har. Să suferiți ca el și până la capăt, biruitor ieșiveți pe calvar. Cântați mereu, căci lacrimi multe pe care voi le-ați semănat plângând, sunt snopii grei cu roade îmbelșugate pe care îi veți secera în curând. O, frați iubiți, să nu vă temeți, mai tare, mai hotărâți în legământ, a voastră este suferința astăzi, al vostru fi va mâine cerul sfânt. Ce cuvinte minunate! Auzi în suferință, tu să cânți lui Dumnezeu din toată inima. Și acum continuă cu niște cuvinte de mulțumire. Îți mulțumesc, Iisuse Doamne, că în locul plânsului amar, din fundul inimii zdrobite, primit am bucurii și har. Îți mulțumesc că în toate acestea ești numai rai și primăvere, că tu le aduci pe toate în viață izvorul tău de mângăier. Ție îți înalți, Părinte, mulțumirea, iubirea sufletului meu. Aceasta e ultima comoară și ți-o jertfesc prin orice greu. O, fă ca focul care arde să curățească pe deplin, să pot să-ți regăsesc întrânsa, Iisuse, chipul tău divin. Și ce înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu? Să fii devotat din toată inima și Dumnezeu să ne ajute la acest lucru. Dragilor, noi suntem oameni care trăim în libertate și Dumnezeu ne-a binecuvântat cu vremuri de libertate. Și în vremurile acestea Dumnezeu vrea să lucreze și în noi, și în viața noastră, și în familiile noastre, și în biserica lui Dumnezeu. Dar are nevoie de oameni devotați, oameni care să-L iubească, oameni care să fie dați Domnului cu toată inima. Întrebarea care se pune și mi-o pun și eu, mie și dumneavoastră, suntem gata? Doamne ajută-ne la acest lucru, amin.